ziua! Ne aflăm la finalul celei de-a 18-a ediție a Târgului Anticarilor. Ce ne puteți spune despre a 18-a ediție? Cum a fost pentru dumneavoastră? Noi am venit cu drag și venim în sectorul 2 cu drag la evenimente culturale de genul acesta, deoarece în București este foarte greu să facem evenimente culturale. Primarul Capitalei nu agrează aceste activități. Spune că domeniul public este exclus să se facă activități culturale. Ați văzut și dumneavoastră, tematica sunt câinii, vagabontele și evenimentele care sunt cu bere și mici. Ele au un mare sirop la cam la majoritatea primarilor din țară. Am încercat și în Mangalia să facem activități adică activități culturale, dar ne-a spus că stricăm arhitectura. Adică domnul primar a vrut, dar arhitectul a zis că stricăm arhitectura. Ne-a dat și un răspuns. Știți că fiecare instituție cam în 30 de zile îți dă un răspuns. În București nu mai facem evenimente culturale din 2010, de când a venit domnul primar Sorin Oprescu, fiindcă nu agrează manifestări culturale. După cum vedeți, șahiștii sau altă comunitate de oameni pot să facă activități în parcuri și pe domeniul public, iar la noi este foarte greu să faci un eveniment. Am făcut sute de adrese pentru primăria Capitalei să ne dea un spațiu. Vedeți cum este și spațiul șahiștilor sau a celor care joacă table și nu s-a putut. Precum în spate vedeți, sunt făcute țarcuri pentru câini, câinii au mai mare prioritate decât colecționarii. Singurul primar care mai face domnul Onțanu, mai face activități culturale și domnul Piedone face la Parcul Carol. Astea sunt singurele făcute de către primării. Iar ONG-urile nu au drepturi să facă manifestări culturale pe domeniul public, numai pe domeniul privat. Să înțeleg că un fenomen foarte ciudat nu este loc pentru cultură. Exact. E loc pentru boschetăreală, e loc... Exact. Da. Și la universitate, acum dacă mergem, este o manifestare culturală cu Bergambir. Adică berea este cultura noastră. Putem să tragem un semnal de alarmă că în toată Uniunea Europeană, chiar și la bulgari, ei fac activități culturale în fiecare săptămână și nu sunt îngrădiți, iar noi nu avem libertatea pe domeniul public. Libertatea de a ne exprima în domeniul nostru. E păcat că nu există loc pentru cultură. Eu văd că dumneavoastră aveți aici expuse, dacă ne puteți spune câte ceva despre obiectele expuse de dumneavoastră și ce reprezintă acestea, pentru că mulți nu cunosc. Da, am venit cu monez din vremea lui Carol, monedă cu regele Mihai, diverse decorații și diverse mărunțișuri care plac domnișoarelor și doamnelor. Iar aici mai avem obiecte decorative care se pun prin casă. Fiecare vrea să ia altceva față de IKEA. La IKEA toată lumea ia și zice, domnule, sunt modern, că le iau săptămâna asta și le arunc. Alții iau lucrurile vechi, le restaurează și spun că sunt deosebite. Deci să înțeleg, mai bine cumpărăm obiecte de artă, obiecte bine lucrate și le avem toată viața și ne încântă și ochiul și sufletul. Da, bineînțeles, lucrurile astea sunt apreciate de cam 80% dintre bucureșteni le agrează și ne întreabă mereu când se mai poate face o manifestare culturală, dar rămâi așa în coadă de pește și te întrebi când îți dă foie primarul, că aici e vorba de, adică s-a lăsat la mâna primarului chestia asta, când s-ar putea face prefectura să dea autorizații și sportive și culturale. Da, ar trebui să fie mult mai multe evenimente de genul acesta, încă poporul român are nevoie de cultură. Da, noi am făcut înainte de 2010, 2008, 2009, am făcut 60 de evenimente pe domeniul public. După ce a venit 2010, n-am mai făcut, ni s-a interzis. Chiar am fost amendați cu 3.000 de lei. Am făcut la Chiselev un eveniment și ne-a spus că facem mizerie. Și am fost amendați cu 3.000 de lei și atunci n-am mai făcut. Nici nu ni s-a dat aprobare, în primul rând. Vă mulțumesc frumos!
bucătăria dumneavoastră, acest Ford Taunus fabricat în Germania în anul 1937? Stimată doamnă, l-am moștenie de familie, m-a ajutat la maternitate, l-am refăcut, l-am întreținut și l-aș una nepoții. Sunteți mulțumit de această mașină? Păi dacă de 60 de ani, de când sunt eu născut, vă dați seama, sunt mulțumit. Nu o țineam dacă nu eram mulțumit. Da. Deci are o valoare sentimentală deosebită pentru dumneavoastră. În mod special, da. Am înțeles. Vă mulțumesc mult pentru... Și la mulți ani împreună cu mașina mulțumesc. Pe care o șocoți. Da, și cu soția, că e ziua ei. La mulți ani. La mulți ani, distinsă doamnă. Să tot ce vă doriți. Da. Mulțumesc. Mulțumesc, bucată. La ce... Ce mașină conduceți dumneavoastră? Un Chrysler 1938. Wow, și încă e în stare de funcționare, că o ținem așa, că trebuie să o ținem. Că mai facem câte un eveniment, mai acțiuni la club, mai câte un raliu, mașini de epocă și e bine, mai ne distrăm puțin. Ce caracteristici tehnice are mașina aceasta? Mașina e făcută la Chrysler, deci e un Primus, de fapt, e uzina Chrysler. Motor de 6 în linie, 3500 de centimetri cubi și 84 de cai. Ce consum are? Consum are 14 litri la 100, la 3500 de centimetri. Vă mulțumesc frumos! Dacă ați vinde această mașină, la ce preț ați estima-o? Nu este neapărat o valoare a mașinii, ci este, să zicem așa, depinde cât de mult este pasionat omul de mașini de epocă și atunci alege sau nu alege o astfel de mașină. Deci nu se poate da o valoare de piață neapărat. Înțeles, dar în primul rând are o valoare sentimentală, bănuiesc, pentru dumneavoastră. Așa este. Este o valoare sentimentală, da. Și valoarea sentimentală nu poate fi cumpărată, după părerea mea. Da, așa este. Aveți toate. Vă mulțumesc frumos! Ce ne puteți spune despre colecția dumneavoastră, am înțeles? Nu am chiar o colecție de ceasuri, dar într-adevăr îmi plac ceasurile acestea cu capac, pentru că au așa un aer de mai vechi, de epocă și un parfum aparte. Dumneavoastră ați venit cu această mașină, nu numai cu această mașină, la Târgul Anticarilor sau mai aveți expuse și alte obiecte? Nu, am venit doar cu această mașină, pentru că facem parte din Clubul Autovehiculor de Epocă, care este un club cu tradiție și care include destul de mulți membri și avem foarte multe mașini pe care cu multă plăcere le aducem la evenimente de genul acesta. Pentru cei care vor să-și clătească ochii, ca să spun, pe ce site ar putea intra să vizualizeze mașinile de epocă, să cunoască datele tehnice ale mașinilor? Există site-ul Clubului Autovehiculelor de Epocă, care chiar așa, dacă se introduc pe internet, va apare ca atare. Deci vor avea posibilitatea să facă cunoștință și să-și îmbogățească. Cum să nu? Există și membrii simpatizanți, nu trebuie neapărat să aibă mașini de epocă, poate să vină să participe la acțiunile clubului nostru. Ca în încheiere, o părere a dumneavoastră despre cea de-a 18-a ediție a Târgului Anticarilor organizată aici de Primăria Sectorului 2. Eu consider că este un eveniment important, deja a ajuns o tradiție, cum spuneați, este deja al 18-a evenimente acest gen și este bine că se organizează asemenea manifestări pentru că se mai pun în valoare obiectele vechi, ne mai aducem aminte de perioade înfloritoare ale istoriei României și, în general, chiar și pentru copii, e frumos să vadă asemenea lucruri drăguțe. Vă mulțumim foarte, foarte mult!